La un moment dat am vrut să scriu manele și am dat și cu proiecții. Și un lucru nu mi-a ieșit și mai, dar nu mi-a ieșit. Și am găsit pe aici o chestie care ăsta e motto numai. Iubito, am îmbotlăit-o. Da, asta a fost și scris pe spatele unei gradiții. Începea Iisus, se termina așa în jurul feselor, nu știu cum treabă. O să vă cer un fragment de niște stoate. Am să-ți mă iubeai din părți. Cu privirea la viș, mă făcerea fiș. Și puteai să împac sufletul definitiv cu o fiță de înșlap. Mulțumesc, stai bun. Trupul tău, de fapt, ce era curul tău de hotărât, nu mai zice azi nimic. Mă rog, stai așa. Dumneavoastră a fost la Iași, nu? Sau nu? Acum un an sau doi. Mă, sunt să mă înșel. Nu cu Domnul, cu Domnul de la clarinet. Ați fost cumva la Iași? Da. Da, hey, eu am fost și eu în sală. Ați fost admirat. Vorbesc foarte serios. Am fost în lumea care a fugit, după aceea m-am întors înapoi. Deci mi-am dat seama. E și păcat, fac. Dar poezia asta se închema, mă rog, se termina, e o chestie întreagă cu Stepanida, cu mai mulți, cu Tolstoi, cu nu știu ce, și spuneai că din cauza jenei sau jenei, și al lui Benedetto Croce, mulțumesc precoce. Așa că e scris de toate, că ea strădea de la început. Tot în cartea asta am... La un moment dat, cum să spun eu, ca să nu jignesc pe nimeni. Ana Blănenă, o femeie foarte frumoasă, a fost toată viața erotică. Acum, mă rog, dar eu am născut-o când avea meu vreo 24 de ani și eu probabil că eram mai mic. Era o apariție. Poezia asta a fost publicată când aveam rubrică în România Literară. Și pagina era cu poezii din Ana Plandian. Iar rubrica mea era Cerșătorul de Tatăl, era o singură poezie în fiecare număr. Și se creia atunci un soi de curent, era Lumița Marcu și Costi Rogozan făceau o dată unul o săptămână și unul o săptămână. Cronic și cam râmeau că ăștia bun, mari. Și ăștia au pus anume, eu trimiteam poezii cu mult timp înainte, adică aveam așa de 6 luni, și mai am mai trimiteam încă pentru 6 luni. Și poezia mea era, iubita mea azi are menstruație, așa începea. Ea mi-a spus, băi, bă, și-a spus-o chiar cu blandiante, lasă bă, că are știa ție. Ai un mod de napolinear, eu nu-l citesc, îl scrie în franceză, știu. Cam tradus atât că nori, turi, ca un flux menstrual, dar sună frumos în franceză. Iubita mea azi are menstruație și fragică și este indispusă, iar taliei se tânguie cu grație de balină în exil, oh, bielorusă, căci în parfumul ei e un singurar
și îmi face sufletul trist, baltă, dulce, de limbiță, crin albi cu gura mare, aerul zilei crud, o să-l apuce, și continuă, mai frumos. A, păi, vina mea topește astfel burgul în menstruații tragice și fine, asta era și în altul. Ce se că s-o sucărit, doamne, iar? O să spun, adică, chiar în numărul ăla care a putea cu omul și așa. Eu să spun cu asemenea colegii. De ce am ales volumul ăsta? Vă spun că am CD-ul la rezervă și îl pot vorbea oricum. Și m-am chinuit cu un pic. Eu vreau tot o poezie în care m-a scandalizat toată redacția și au găsit ei o soluție, în sfârșit, cum s-o produce. Era, mă rog, dar care era toată problema? Că trebuia scris, intra și cuvântul fut, dar poezie e frumoasă, să nu fie. E elegie, chiar. Nu știu, fetele alea, cum să-l bate ca să nu se iride nici mama, nu știu, nici ăla, e de-a lui el, din seama, de toată lumea. Și a scris futul ăla cu și era foarte desă de că, da, uite, a intrat și poezia asta. Îmi pare rău că nu găsesc, că să știți că e destul de cu minte, nu? Singur cuvântul ăla era... absos. Nu era absos, că el moare cuvântul, nu e un cuvânt tare, nu e moare. Nu, eu vorbim serios, dar... Da, asta e ultima carte, e o antologie,